oameni. Opa, suntem, deci noi râdeam. Opa. Aoleo, nu e regie, vă jur pe crucea mea că nu e regie. Omul e supărat. Avem început nebun asta. Să nu vă... viața mea, stai să nu vorbești puțin să ți-ai dracu de frumos. Ce faci? Am venit nervos. Cu nervii. Să moară Sibilan. Ai acolo dacă vrei să, să te bagi. Iată că vreau să înghicești dacă mă duc anul viitor la Eurovision. Dacă ai mers asta. Peste masă așa, ca golani. Peste ce vrei tu, ce faci? Ce fac? Ce? Bineînțeles, tu. Stai să terminăm o discuție cu Doru Pârc. Hai. Și te întreb imediat. Doru, ce mai faci tată? Uite ce se fac până la... A ieșit până la urmă. Doamne, Liviu, cum de... E supărat rău pe viață. Nu vă știți? Nu. Faceți cum știți? La televizor, pe mine eu... Spuneai pe pauză, ne povesteai că au fost o felul de știri neadevărate la adresa ta, că ai încercat să-ți repar oarecum, nu neapărat imaginea, dar să creionezi corect aceste informații. Păi nu, pentru că după faza cu Diaconescu, eu am ținut o langă, înțelegi? Am avut în fiecare lună câte un atentat, dacă nu am avut o violată, am avut o moartă, dacă nu o moartă, un șantaj și așa mai departe. Și la un moment dat m-am trezit cu o violată. Mă trezesc cu această violată și... Cum e? Să poartă violul. Păi da. Și mare știre la ProTV, celebra Esca, deduse o știre, vai de viața ei, așa cât e de celebră. Deduse o știre gen... Ia dracu rău, Andrei Esca. Gen, mai are și alte dosare, și alte dosare pentru viol și la Arad. Până eu am reușit să fac adresă la poliția de la Arad să-mi comunice, băi, zic, oi, avea alte violate și nu știu de ele, să-mi comunice, trecuse 3 săptămâni și trimit la ProTV dreptul la replică. Dar de unde? Nici gând. Trimit la CNA, că e instituție plătită din banii statului. CNA-ul are obligația să-ți răspundă în termen de 30 de zile. Mie mi-au răspuns în 60 de zile, că n-avea nicio importanță. Și îmi spune, domnule, păi nu v-ați încadrat la termen, nu putem să cerem ProTV-ului să vă dea dreptul la replică. Păi da, voi puteți să lăsați o astfel de imagine cu alte dosare penale când eu nici măcar nu știu de ele și nu sunt reale, adică n-am niciun alt dosar. Da. Din păcate, e foarte ușor să distrugi imaginea cuiva. Păi de-aia ți-am zis, și-am ținut-o din șantaj în violat, din violat în trafic de influență, la anga, la anga vreo 2 ani. Nu e nimic. Da, dar uite că au trecut 2 ani. Da. Ori lucrul ăsta, îți repet, chiar m-a afectat. Doar am să te rog, pentru telespectatorii care cer deja, că domne, vrem să trimitem fotografii, zi-ne unde, o adresă de mail la emisiunii sau ceva pe care pot... Adresa emisiunii este Puterile Secrete. Puterile secrete legat aron@yahoo.com. Deci Puterile Secrete aron@yahoo.com. Dorule, fii atent că seara asta, iartă-mă că spun că tu ești emisiune. Băi, mă lași tu nebună. Băi, fereața e dracu de frumos. Și am venit eu, că am venit cu mașina și am greșit. Păi dă-te singur ca să te ia acum. Nu că las că te duc eu. Fii atent aici, că eu mă uit în ochii tăi și spun, te-au dat afară de la Eurovision. Auzi. Bă, asta e discriminare. Dar ce, te-au dat pe chestii? Sergei, tu știi că ce-ți bulangii? Băi, dar tu ieri erai admis. Nu, te rog eu frumos, Liviu, nu se poate. Bulangii? Nu mai folosi termenele astea. Am zis bulangii, am zis ceva... Băi, eu te cred că ești nervos, dar dacă vrei să ne supărăm, ne supărăm. Urât. Zim ce s-a întâmplat. Păi ce, mi-au acceptat plicurile. Mititerul Liviu Cătălin. Când au zis Liviuguță, oi, să moară Gibilan dacă peste manelist. Ești apa, dă-te dracu. Cam așa. Pe cum să mă dea mă pe mine afară? Care eu cânt, să fiu al dracu, dar nu cânt. Nu, dacă cânti un gen de muzică pe cea... Uite, o să vă cânt în premieră. Piesa, nu sau piesa? Este prima oară, îți jur pe Dumnezeu, unde cânt piesa... Respinsă la Eurovision, da? Respinsă la Eurovision. Cine a fost în juriu? Capatos mi-a spus așa. Și am zis acum, prin telefon, că am intrat direct. Cunosc. Băi, Capatos, spune-mi tu adevărul adevărat, dar fii sincer în viața ta odată. E. Și a zis, băi, adevărul că nu-i manea. Mi-a spus, adevărul că nu-i manea, e super tare piesă. Da. Și Manoliu a spus la fel, mă, nu e manea. Cine a fost în juriu, Liviu? Cu băi, a fost Manoliu, nu știu care... Manoliu și Manoliu. Gheorghiu, Vasile și Ionelu. Nu, mă, serios, că e important. Trebuie să studiezi variante house. Ce mari, cum să zic, compozitori și muzicieni. Înseamnă că ăștia, să mă iertă de speță, dar cred că nu știu muzică. Bă, dar eu mi-am dat seama de-aseară de când te-am văzut la capatul. Dacă eram la Bacu, da? Da. Aia sunt arabi, da? Allah, cântau de alea, influență arabică. Dar cuvinte adevărate.
și s-a luat singura fie. Păi, dar vezi tu, sunt manelist. Preferați ai dracu să fiți de frumos. Cald. De frumos am zis. Ce am zis, mă, rău. Dar nu mai zice e poz, nu zice arunc, să nu mă, că nu vezi aici suntem cu spirit de zen. Clopotul ăla mai zăpăcit cu Crăciunul. S-a dus dracu Crăciunul. Mai ce nu mai zice, mă supăr dacă zici cu diavolul. Ce rămâne bun asta? Dar nu zice cu diavolul că îl invoci. Amenzi? Hai bine. Vezi că te-ai pus să dai lovesc. Tati, zici și-mi, te rog eu frumos, dar ia taci, mă, să mai vorbești și eu. M-ai chemat în emisiune, am venit cu sudoare, uite. Dar ai poziție vis-a-vis, dar respectul față de te respectă. Dar sunt și eu lejer, care e problema? Hai bine, dezbracă-te, dacă mă, ai aici, eu știu că la 6 TV se face orice. Da, știi cum îi se spune? Nu chiar, știi cum eu se nu spune? Fac tot. Știi cum îi se spune, dar Liviu Lejeru. Nu mai spune Liviu Goță, îi spune Liviu Lejeru. Spune și mie, că tu ai puteri supranaturale, da? Da. Spune și mie, vrei anul viitor, de la pământ? În afară de asta. Anul viitor voi fi la Eurovision? Păi poți să fii în fiecare an, bă. A, păi ții-te, o mangleală. Păi nu poți să fii în fiecare an. O mangleală, da. Păi și anul viitor. Păi tu știi că anul viitor mă duc. Păi dacă ai început cu stângul acum? Băi, n-am început cu stângul, am început cu dreptul. Aia a fost stânga. Eu mi-am dat seama de aseară că te respinge. Omul știa dinainte. Băi, urât din partea lor, să moară Gibina. Acum ce faci? Ți-ai luat mersul de aseară? Mă luăm ciuda seara. Vrei scaunul ceva? Scaunul meu unde e? Ia scaunul și pune acolo. Pitico, vă rog frumos, Pitico, vină cu așa, adu scaunul meu. Și, tu nu știi că e deci nouă, văd. Adu scaunul meu. Băi, ăsta, Harry Potter, adu și mie scaunul. Uite-l aici, uite-l aici, Vali. Scaunul la alb, al lui Liviu. Al lui Liviu. Ești bine? Sunt bine. Ești bine. Și cum o să dea pe tine afară? Mâncați aici, mânstața ta. Dar zile ce s-a întâmplat? Le-ai spus că e Eurovision. Adevărat. Lăsă-mi Caterinca. Da, nu, înțeleg și eu că nu înțeleg, frate. Fii atent ce s-a întâmplat. Mulțumesc, poți să pleci. Fii atentă. Fiți atenți. Stimați ascultători și voi, oameni buni ai națiunii, ce dracu zici că mi-ați scară de la 1 la 10. Lasă că stai bine așa, dacă dai prea jos. Dați-mi o scară de la 1 la 10, mi-a dat 10. Auzi, m-a făcut copilul minune. Auzi. Zic că m-a făcut copilul minune. Am uitat pe ieri dimineață. Da. M-am uitat pe site-ul TVR. Da? N-am dat nume. Am fost ales în cei 40. Da. Piesa a verificat. 40 erau astea. 100, ok. 100 15 persoane. Îl admir foarte mult, vreau să știe că Piteștul susține să nu pună la suflet toate răutățile. Mulțumesc. Câtă supărare mea acum, facem o paranteză, jur. Pe eu te cunosc foarte deci, bine. Eu am crezut și cu Florin Salam, colegul meu care îl stime și îl iubesc. Bine, eu până la urmă am cântat R&B, jazz, pop, n-am cântat manele. Dar nu contează, da, mă, ce e asta, auzi, mă, dar nu mi-a venit să cred ce derahat e România asta. N-ai voie. N-ai, nu, te rog, nu spune. România. Mele. Concursul ăsta da? Poți să crezi concursul tu că ăsta, da. Bani. Deci ieri dimineața a intrat... Cum se cataloghezi un om care chiar cântă? Băi, eu nu mă laud singur, că am lăudător prea mulți. Nu, dar să aleagă publicul, asta e problema. Și acum mi-au auzit, atâta m-am vrut să aud. Michetelul Liviu Cătălin s-a auzit, închis calculatorul. Acceptat. Am băut. Și te-ai dus azi și erai... Și azi am băut de ciudă. N-ai băut azi. Cum ar veni? Am băut până pe la bun, două. Bun, mă, deci ieri erai admis. Am băut la ora două, am dormit, m-am revenit și gata. Ieri erai admis și azi, aseară, bă, te-ai dus la Carpatos. La noi o zi ești admis, o zi nu ești admis. Azi nu ești admis, ce asta e, ce vrei? Știi care Carpatos, dacă ai fi tu locul meu, spune că ți-ai dat doi pumni în gură singur. Liviule, nu-ți da pentru că... Sigur că nu mi-a convenit, dar acum ce să faci, asta e. Tu ai publicul tău, uite cum curg mesaje. Liviu, îmi place cum cânti, ai o voce foarte bună, orice gen de muzică, cânti, sună superb. Oradea te susține. Mă mulțumesc din pe bune, uite, mă, deci nu ține... Fanii mei, dacă n-ar fi fanii mei. Eu n-aș fi nimeni, jur, pe cuvântul meu, că ăștia mă susțin pe mine. Da, dar și nu-mi place mie asta, e Livie, că te... Și cu Nichita, că te-am văzut. Că te sufli prea repede, bă, trebuie să... Băi, pe Nichita, lăsați-mă cu Nichita voastră, că Nichita e o fată excepțională. Mă, Nichita e o fată, e sufletistă, ei nu ia cea lapa. Și eu i-am spus același lucru. Eu i-am dat niște bani, Nichita, m-a sunat pe mine, Nichita, că i-am zis, băi, stai dracu din gură, să nu spui la nimeni că ți-am dat bani. Și a început, Liviu, frate, mă, pardon, Liviu, fratele meu, bă, dar nu e normal să cazi, pe mie îmi pare rău că ești prea, adică chiar să la ce? Păi trebuie să fii mai putut, să-l pun la sută, frate, când asta e România, și asta e România, ne-am născut între Carpați, da. Din nefericire, dintr-o mamă și trei tați. Băi, vreau să vă cânt în seara asta, să mor, vreau să vă cânt, nu acum, lăsați să mă mai vorbesc. O cântă când închidem emisiunea. Vă cânt în seara asta. Nu, mă, dar exclusivitate, n-a auzit nimeni piesa respinsă, da? A auzit-o un ziar. Juri. Un ziar. Un ziar în televiziune.
Dar nu un televizor, e un ziar. Da. Dar unde n-am cântat nicăieri. Cum prima se cheamă piesa? Hello. Ai dat-o sus? A luat-o sus. Dacă ați luat-o sus, dați-ne și sus. Jos. Hai că poate o ascultăm de nu două. Nu bate cam eu, frate, dacă nu mai cânt sus, eu, dați voi. Și nouă jos. Păi da. Ia, șefa, dă-mi te rog frumos piesa. Eu nu mai cânt, dă drumul la piesă. Ascultă-mă și mai două secunde. Lasă, mai stăm puțin de vorbă. Uite, și eu și... Stai puțin de vorbă. Două secunde, basarabule. Stai puțin. Uite, și eu și Liviu am avut, eu și Liviu, și eu și Doru am avut chestii mult mai grave decât tine și mult mai grele și am luptat și am trecut peste ele. Frate, dar nu-mi convine. Păi, dar nu crezi că a convenit? Manoliu, domnul Manoliu, că nu-mi permit, că nu cunosc, nu am face to face. Bine, poate o fi, nu cunosc, crede că nu am, sunt analist. Știi, nu-l cunosc. Dar mi-a plăcut că a recunoscut că piesa nu-i manea. În sfârșit, mi-am definit visul. Și atunci de ce a respins-o? A respins-o pentru că-s manolist. A logic. Piesa te-a respins pe ce dracu e așa greu, mă, Mara? Sunt manolist. Să cânti balet. Dacă mă numeam Steven Seagal, îi băteam pe toți. Cam așa ceva, ce noroc ai avut. Noroc. Ce noroc au avut. Au avut. Nu, că dimineața așa te... Da, urât, mă, urât. Da, mă, el cum a motivat respingerea urât. Asta? Nu, mă duc la Bruxelles. Am promis să mă duc la Bruxelles. Liviu, cum a motivat? Jur pe Dumnezeu că mă duc la Bruxelles, Liviu... cu un avocat bun. Și voi stopa discriminarea în România. Liviu, dar cum a motivat asta? Îl voi duce personal la Bruxelles cu un avocat bun. Mă, că sparge ori cu domnul Mateuț, ori găsesc un avocat... Dar mai bun ca domnul Mateuț nu există. Care mă duc cu domnul doi? Mateuț. Cu domnul Mateuț mă duc. Sunt doi. Sunt doi, eu îl cunosc pe la mai bun. Ai înțeles? Da, mă, și-o-s de acord să-l duc și care să-l duc. Fără domnul Becali. Spune-mi, te rog, cum a motivat domnul Manoliu excluderea ta? Astăzi înțeleg că ați fost la capatul prin telefon amândoi. Prin non-punctaj. Nu mi-a dat punctajul. Mă, 0,1, 0,0. Nota, da? Dar dă-mi eu. De ce ne-ai pus-o? De ce nu mi-ai dat-o? A, tu nu știi cu nu știu, nota? Nu! Mă, vreau nota, dați-mi nota! Hai, mă, că sparge... Lasă-mă că o să sparge asta, că 6 TV e tare, ia uite! Ce dracu să sparge, o dracu să sparge, ia uite și alța nebună asta mea! Cum o să spargă? Auzi, dă-mi nota, mă, să văd nota, este Sergei, ești de acord? Da. Dă-mi nota să văd 0,1! Dar poate n-a fost pe nota, poate a fost admis respins! Păi, tu nu știi cum e Eurovisionul? Nu știu, de-aia te păi dacă trebuie. Nu stai din gură, stai în banca ta, stai în scaunul tău aici! Poate nu e cu note, dar... Intră pe site-ul ăla acolo și vezi, să vezi. Deci trebuia să primești păi, o notă. Păi, bun păi nu... Salam a primit, nu? Păi, Florin Salam a primit. Și cât era Florin? Păi eu am ajuns mai departe. Ce notă a luat Salam? 5. Păi cu 5 treci. Nu treci, păi, să ai 100. Treci, da. Eu știu că treci cu 5. Nu vreau... Hai, ia auzi. Cântă-ne. Ascult-o. Hai să ascultă-ne. Părerea adevărată, da? Ia auzi. And then nothing can be right in this world that I know. You will have another life with the children of the light. I know, I know. You'll be traveling in the night, and then nothing can be right in this world. You know, you've been traveling the night, and there's nothing can be right in this world. But I know, you will have another life with the children of the light. I know, I know. Făcea capatul, wow, wow! Bacul direct! Are
habiele. Nu, nu are nicio legătură cu... Aplauze, vă rog eu frumă, măcar voi. Măcar voi. Piesa e făcută de tine, versuri? Nu, e făcută de Andrei, de un băiat care lucrează cu nume mari în România. Nu uite cum îl cheamă numele de familie. Ferran? Andrei. Cumva? Nu, nu, nu. Nu, e un compozitor al Ferran, un prieten de-al meu. A, cum scrie farsă. Nu. Oricum, e un rock alternativ în toată regula. Piesa aducea, adică aducea... E o manea asta? Nu. Păi uite, e manea? Lumea. Mulțumesc. Concursul este oricum pe pile, nu pe note. Nici măcar accent de manelist cu majuscule. Mă, aseară la Capatos, când s-a auzit că sunt Liviu Guță, s-a râs ironic și a zis stop cadru. A intrat Horia Muculescu, domnul Horia Muculescu, care îi mulțumesc din sufletul meu. Noi știm de ce. Noi știm. L-a auzit când te-am văzut la tine la restaurant. Nu, că ce? A rămas așa, mă. Horia Muculescu a fost la ziua lui, cum îl cheamă? Niculescu. Dar a intrat de partea ta, nu? Horia. A intrat și a spus așa, Liviu, și îi mulțumesc din sufletul meu pentru cuvintele, jur că... Păi și atunci te-a aplaudat, mă, la tine la restaurant. Lasă aia. Păi când te-am văzut a intrat la Capacuiesc, singur că a intrat și a zis. Liviu este o voce aparte de toată lumea. Păi așa și e Liviu. Și-a făcut așa. Bravo lui. De data asta, Vasilica Gheorghiț. Ne-a luat. Ne-a luat un telefon. Am eu? Am dat păsare în contra cu am. Ne-a luat în direct. Ai înțeles? Cam așa ceva. Poate e la care te-a respins. Mai de mult Liviu a fost la un post de radio pe internet și de atunci se știe că are o voce de aur, poate să cânte orice stil de muzică la orice oră. Așa e. Mulțumesc. Sunt lucruri mai grele, spunea cineva, decât un concurs și oricum un șut în fund, un pas înainte. Te contrazic un pic, că muncești pentru... Frate, eu nu, auzi Mara și Serghei. Și Doru. Și Doru. Și voi țara, în general. Și România. Nu am vrut pentru valoarea mea să cânt la Eurovision. Am vrut să cânt pentru valoarea României. Adică să fiu valoarea României. Ia undeva. S-a spart asta în două cu mesaj. Înțelegi? Văd. Deci am vrut să cânt, să fiu... Mă înțeles cum sunt eu sau cum mă consideră unii. Să cânte ei ca mine și eu cânt ca ei. Nici o problemă. Lasă Liviu că te scos la Britain's Got Talent, superbă. Acolo oricum, Martes, spus și la Martes, forță. Superbă melodia, felicitări Liviu. Abia eu le doresc celor care au făcut manevra, să case manevră. Clar, nu politică, dar manevră. Asta e melodia de Eurovision, deci. Deci fii atentă. Le doresc copiilor lor. Nu fi rău. A, nu, frumos, nu, frumos. Nu, frumos. Să pățească ce a pățit eu. Nu fim, nu lor. Nu fim manelici. Lor, nu la copii, copiii nu sunt români. Dar lor, nu sunt român acum, știi? Cum nu ești român? Ești neam? Am zis că nu sunt român. Ești suedez? Vreau să le spun să pățească și ei. Dar ei, la concurs. Ei, nu copiii, copiii ei. Fii atent, foarte pertinentă, zice, dacă da, Liviu... Da, mama mea poate și-a dorit să mă vadă la Eurovision. Dacă Liviu pățea așa ceva la debut, era marcat pe viață, spune o telespectatoare într-un mesaj. Și adevărul ăsta e, frate, noroc că ești puternic. Trăim, eu? Așa e pe lumea asta, pe lumea cealaltă e mai bine pentru că nu s-a întors nimeni. Felicitări oricum pentru melodie, e foarte faină. Bravo, Liviu, du-te în Germania, ăia măcar știu să aprecieze. Super șmecheră melodia, ce să de Germania? Nu sunt fanul Liviu, dar piesa asta o să o ascult de acum înainte de cu plăcere. Actu meine Damen, actu meine pam pam pam. Desene animate. Nu mă, eu vreau să cânt în România. În Germania, eu iubesc România. Auzi mă, dar n-ai loc în Germania, că mai avem un cântăreț în Germania, pe Naomi. Păi nu mă cânt eu, că știu, eu cât am stat acolo. Mai aveți o cântăreață, să combine. O cântăreață? Eu știu aia cu Schöne Tag Bex. Băi, pe nume te-a să... Eu știu reclamele. Auzi, pe mine mă te-a să Naomi. Mai știi ce nume de acolo. Auzi, ce mă întrebați pe mine? Că eu nu vreau comparație, Naomi, Tarki, ăștia, gay ăștia care... Nu, 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 dar să moară, ne numamesc, că ne luăm... Am zis că n-am ce-a făcut o pauză, vină cu a.
Vino cu asta să treacă supărarea. Pauză. Serghei, vorbește la telefon. Lasă, vorbește, tu e supărat, uite, stai aici, îți mai citesc din mesaje. Eu nu sunt un simpatizant al manelelor, dar nu contează ce stil de muzică era. Dacă se încadra în cerințe, putea să fie și manea. Astfel că mă întreb care sunt criteriile după care s-au ales piesele. Repet, nu-mi plac manelele. Nu e manea. Noi am pus piesa, o să o mai cânt odată. Mă întorc un pic la Doru, pentru că tu nu prea ești obișnuit cu... emisiunea de divertisment, ca să zic așa, cu artiști se lasă cu, se lasă cu bipuri aici. Nu, chiar nici măcar în măsură să-mi dau cu părerea. Știi ce mi-e, ce mi-e ciudat? Toată lumea spune, domne, nu-mi plac manele, nu-mi plac. Și eu spuneam de multe, nu-mi plac, dar mi-e plin, nu, mi-e plin torpedou de... Nu, eu ascult... 90% din populația României care ascultă, 10%... Eu am fost la petreceri și la evenimente de persoane, eu știu, cu un nivel de cultură ridicat. Vreau să spun, cântase la un moment dat Xulescu, muzică populară, nimeni nu dansa. Începuse să cânte banele, toată lumea dansa. Da, da, e ciudat. Da. Știi ce se întâmplă? E trist pentru că ajunge, sau cel puțin noi în România, cu banii noștri, pentru că TVR-ul totuși e o trezire din banii publici. Spuneai tu alaltăieri de emisiuni vis-a-vis de persoane care folosesc droguri. Păi cine să le facă dacă nu le fac ei? Pentru că un privat clar n-are să investească în astfel de emisiune, cultură, dar atâta timp cât TVR-ul nu face nimica și au peste 200 de angajați și care îți plătesc din banii noștri și stau și râd. Și mai mult de atât înjosesc oameni care au sau nu au calități sau capacități să lase telespectatorii și în primul rând publicul să decidă. Mai este sau nu este manea, este sau nu este frumoasă. Eu trebuie să recunosc, mie îmi plac mai gata, aș putea să spun tot genul de, sau tot felul de, sau toate genurile de muzică, mai puțin rock-ul. În rest, da, îmi place... deci chiar ok. E un rock alternativ. E chiar ok piesa. Nu, okay. Dumnezeu, și eu ascult manele, eu am recunoscut. Da, și eu ascult. Băi, frate, nu... Eu nu ales muzica... Mă, nu e, nu se obligă să ascult manele, ascultă ceea ce îți place. Ceea ce îți place, bineînțeles. Ai înțeles? Doru, hai să mai spunem o dată emisia ta. Duminica aceasta de la 17:30 până la 18:30, Puterile Secrete. Cei care de acum vreți să știți una alta despre... Da, poți trimite fotografiile, întrebările, duminică le vom răspunde. Puterile Secrete, @yahoo.com, cred că n-am greșit-o, Doru. Nu, e foarte bine. Îți urez mult succes, amândoi îți urăm succes. Și cred că o să fac și eu adresa de aia falsă, să-ți trimit 2-3 poze. Ia să-ți face. Da, că nu că și vreau să vă spun că Doru s-a uitat în ochii mei și a zis că o să ajung cel mai mare mogul, că o să apareți toate televiziile. Dacă nu vrei președinte, mogul e bine. Mănânc și eu pe lângă tine. Păi dacă n-am avut nicio activitate politică, n-am fost nimic. Adică oricum ești în Partidul Diaconescu. Nu. Deci ai toate. Uite, informație greșită, nu. Nu, cel puțin așa am auzit... Nu. Sau pe tine? Nu. Nu. Sergei este un... Am mers de câte ori m-a chemat, îi simpatizez. Nu, că avea toate șansele să intri vreun prim-ministru. Uite, nu mai avea Liviu probleme cu, cu Eurovision. Cu Eurovision să moară Gibilan. Dacă era prim-ministru, eu primul... Nu mai avea nicio problemă acum. Jumătate țară. De... nu, nu mă bag. Înțeleg că... trebuie să ne luăm la revedere sau ce am... Da, eu am să mă retrag, vă las... Stai, unde pleci? Păi... Numai 2 minute vreau tot. Spune. Bine. Băi, lăsați-mă să fac și eu de blau. Gata, mă. Anul viitor ce zici? Mă intru? Ești ca și intrat. Ce se întâmplă? Liviu, nu trebuie, nu trebuie spre viziunea ta, îți repet, atâta timp cât ai pornit cu imaginea asta, adică manelist, tu ești conștient că toată viața ta, în ghilimele, vei avea un obstacol sau vei întâmpina obstacole din cauza asta. Băi, de plate. Atâta timp cât e normal și nu trebuie previziune, atâta timp cât imaginea ta este formată de manelist, tu și peste 20 de ani lumea te știe ca manelist. Nu, oricum eu nu văd diferența între manele sau între manele, da. Deci eu niciodată n-am înțeles diferența asta. Cu ce deunează aceste manele? Ori atâta timp cât imaginea ta este, repet, de manelist, tu ești sau cel puțin ar trebui să fii conștient că toată viața ta vei întâmpina obstacole la gen Eurovision. Pentru, nu, dar degeaba, degeaba Serghei, pentru că imaginea e formată așa. Eu nu contest, Liviu, am auzit, tu cânti foarte bine. Mulțumesc. Nici nu, cred că nici nu cânti foarte bine, însă îți repet, atât timp cât ai pornit cu imaginea de manelist. Pentru că suntem români. Pentru că suntem români. Eu nu știu, eu nu știu. Gunoi, ce dracu să luăm analist? Este oricum... N-am vrut să citesc acest mesaj ca să... Care mă ia, să văd eu, ca să spun... Ca să-ți dau eu voie să citești, care? Un telespectator spune, rugăminte, cu litere mari.
Te rog, întreabă-l pe Liviu dacă îi se pare normal ca România să fie reprezentată de un cetățean cu altă etnie. Mâine vine și Romeo Fantastic și vrea și el la Eurovision. Ăla a spus cea mai mare imbecilitate, poate dacă ești cetățean. Nu, nu, îi transmită ceva unde că la camera să mă uit la aia, nu? La camera aia mă uit. La cea de aici. Adică cum de altă i-am ca fața în care. Dacă ești cetățean român, ești cetățean român, nu contează cu ăla. Stai mă puțin, nu că au stat. Auzi, i-am fața în care aici. Fii atent, măi, ăsta cum te cheamă? Sunt niște telespectatori. Alu Pigos ăsta, cum îl cheamă? Noi doi. Fii atent. Tu cred că confuzi apa caldă. Cu apa rece, 100%. Cu apa rece, 100%. Tu nu conștientizezi că eu sunt solist, eu sunt cântăreț, cu adevărat. Dar nu asta îi spun aici, n-ai spus asta, îi spun eu că m-a apucat pe mine furia acum. Cum să vorbești așa prost? Dar cum, adică cum? Păi adică cum, dacă ești cetățean român, ești cetățean român, indiferent ce, poți să fii ungur cetățean român, poți să fii evreu cetățean român, poți să fii țigan cetățean român, dacă ești cetățean român, ai aceleași drepturi ca orice cetățean român, indiferent de culoare, asta e discriminare, mă. Înțelegi? Uite, de asta se întâmplă ce se întâmplă, pentru că gândiți așa. Și dacă ești prost, stai dracu acasă. Nu, nu, Liviu, nu. Păi cum, mă, nu? Păi dacă el mă jignește pe mine. Mă, ăștia sunt, ăștia ce, câți ani au? 15 ani. Nu contează, e dreptul lor să uită la televizor. Mă, dar mă doare pe mine în cur, mă românește. Nu, Liviu, te rog eu frumos că opresc emisiunea, nu se poate să vorbim. De mine mă doare în dosul spatelui, dent, așa. Sunt păreri și păreri, da? Dar nu mă interesează pe mine, frate, ce vorbește lumea. Cum poți să spui tu că eu mă compar cu Romeo Fantastic? Băi, dar n-are importanță, dar chiar dacă te-a comparat, de ce? Dar eu nu te compară ca muzică, bă, că tu nu înțelegi. Păi nu, e cam analist. Ca om, nu, cam analist. Culoare care e. Nu, nu, cam analist. Cam analist. Culoarea mea e normală. Spune acolo. Ai, sunt lumini la astea aici, da, am înțeles. Păi, oricum sunt mai negru ca și tine și nu sunt de nicio... Dar e rom, eu știu că tu ești român, s-a de aia. Dar și dacă ar fi rom, care e problema, mă? Nu, da. Tot confundă, adică nu confundați interpreții de manele cu țiganii. Păi de asta am avut de etnie romă, am avut care au fost primii în lume, mă, la vioară, la instrumente grele, oh, nu? În primii trei de lume. Băi, a nebunit lumea cu discriminările astea, băi, nu se poate așa ceva în România asta. Eu voi fi singurul om care mă voi duce la Bruxelles cu adevărat și voi sta, mă voi îmbrăca la costum, la cravată, frumos, ca să dar nu pare... Dar de ce mă, asta imbecilitate? Nu, nu, nu merge cum pară... suntem. Dar ce crezi că... Bine, poți să mergi în gurugol, până la urmă. Hai să știi că ea te apreciază o mara. Dar vreau să mă duc să le transmit oamenilor de acolo, din Bruxelles, că în România se fac discriminări maxime. Frate, eu sunt român, înțelegeți pentru Dumnezeu. Dar indiferent ce ascultă mă puțin, ai, mă. N-am nimic cu țiganii. Eu când la țigani. Dar dacă aveai și țiganii rău, sunt cei mai însufletiști oameni. Și dacă erai țigan, care e problema, mă? Și care dacă eram țigan? Uite, mâine mă vopsiți, mă, la ăsta, cum zice, la brăzat. Băi, Liviule, da. Două secunde. La solar, da? Uite, Topana, mie 99% de oameni spun că sunt țigan, nu sunt țigan. Și eu am spus, da, mă, sunt țigan. Ce? Și eu sunt țigan, mă, la de azi înainte. Ce chestia asta? Îmi fac operație țigan. Și îmi fac operație, dragul de frumos. Cred că trebuie să educăm și noi un pic așa. Sergei Mizina are mare mare. Nu, și am avut probleme de culoare. Român, indiferent de etnie. Ce ești, din cetățean ai român? Absolut aceleași drepturi, nu, da? După Constituție ai drepturile unui cetățean român. Să cânt, să faci. Nu înțeleg de ce o piesă care a, dar n-are nicio rec, piesa nu-i Manea. Mă, dar și dacă era Manea. Mai mai puteți să doamna Roberta, hai să mai ascultăm piesa o dată pentru telespectatori. Stai să mai revenim la Doru, că să mai avem la Doru să plece, da? Pupă, fratele, deci eu o să fiu Geana pe televizor duminică, o să fiu și odihnită că e ziua mea liberă. La 17:30 puterile secrete sunt Geana, că-ți trimit poze cu niște cutări. Îți trimit cu mine poze, vice putere am. Vreau să știu. Nu e cazul. Cum ar veni? Îți mulțumim foarte mult, îți urăm amândoi succes, în special domnul Mogul. Sper să țin bine la noi și să succes. Să sperăm, mulțumesc mult. Da. Succesul tău va fi și succesul. Și pentru că suntem o emisiune liberă, poți să ieși pe aici, nu avem nicio problemă. Poți să ieși pe unde vrei. Baftă multă duminică, 16:30. Poți să ieși pe unde vrei. Mulțumim, Doru. Rămânem în pâine aici cu Liviu, un Liviu Guță supărat. Hai. Te pupăm. Hai. You know, you feel trouble in the night, and then nothing can be right in this world. But I know you will have another life with the children of the light. I know, you know. You feel trouble in the night, and then nothing can be right in this world. But I know you will have another life with the children of the light. I know, I know. Say hello every time you're ready for the world. Yeah.
night, and then nothing can be right in this world. But I know you will have another life with the children of the light. I know, I know. Vezi că mai păi trebuie la piesa, deci mor după piesa, te rog pe telefon. Mulțumesc. Foarte frumos. Adică stai că n-am la Valera. Băi, Liviu, e frumoasă, e și genul meu de piesă, mie îmi place mult. Băi, fii atent, uite, în primul mesaj că ci că am zis și eu la Downsun, am zis că n-am zis. Că România de rahat. Am zis. Eu te-am corectat atunci, tu ai venit foarte nervos. La ora asta. Da, am venit nervos. Dar eu mare felicită am vrut să zic că au Eurovision. Băi, frate, eu am sfătuit toți artiștii care au avut probleme cu acest Eurovision, că de la Trăistariu care a avut noroc sau a jucat pe limba lor, nu prea a mai fost succes cu piesele la Eurovision. Nu vă mai duceți. Nu vă mai sabotați. Nu e în România, nu să sabotați. Dacă de voi. Nu se duc, că apar încă 50 noi bate care nimeni, n-are cum. Să duc, nu? De trei ori da, pentru melodia asta. Uitați-vă la Liviu cât suflet pune. Piesa deci, este odată, excepțională. Încă o dată Liviu mi-a spus și asta, am vrut să spun și a subliniat și el s-a exprimat greșit cu România. El a vrut să zic că acest concurs e de nu... Da, el a venit nervos. Bine, a venit nervos. Bine, nu contează mă acum în care problemă. Și oricum și președinții noștri și ce avem noi în România, tot dorac azi nu, 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 te rog eu. Da, mă, lasă-mi drag. Băi, eu m-am săturat de România. Nu prea bancarul pe stat, că lumea după aia te interesează. Da, mă, lasă, că lumea înțelege că suntem oameni toți, egal suntem. Da, dar nu e ok. Băi, eu nu m-am considerat vedetă în fața nimănui. Suntem egal și toți judecă la fel ca mine. Știu că nu mai este România noastră care trebuie dar să fie România. Dar nu trebuie să te superi pe România, că nu e România. Dar nu m-am pe România, tati. Poți să te superi tati, nu m-am pe minister, pe oamenii care așa, dar nu e. Țara e țară, n-are nici... O melodie excelentă. Uite, ieri am apărut toate paginile, pe toate primele pagini ale ziarelor. Da, hai să mă uităm ușor. Iar am apărut, iar cu piesa, iar... Deci, și numai prostii vorbesc. Uite, ce am vorbit eu și au zis ei. Vezi, de-aia nu e bine să răspunzi. În click. Domne, da, eu l-am auzit pe domnul Becali spunând odată la televizor, deșteaptă chestia, zice, bă, nu vă mai declar nimic ce la spun ziare, eu, ce spun eu. Trebuia să mă aștept la asta, e discriminare. Auzi, dacă ești manelist, zici că ești extraterestru. Da, adevăr, așa am zis. La ei nu contează vocea, ei nu apreciază muzica, doar imaginea contează. Nu vine să cred, dar trebuie să mă gândesc și la varianta asta. Piesa e foarte bună. Cei care au ascultat-o mi-au zis că ar fi meritat să treacă de preselecție. Îi dau un judecată, adevărat. Îmi iau cel mai tare avocat și mă duc la Bruxelles. A declarat Liviu Rebreanu, adică eu. Păi tu ești Liviu Rebreanu? Da, cum ar veni. Cors cu guță. Da. Liviu Mititelu a picat preselecția pentru Eurovision, m-au discriminat. Bucuria lui Liviu Mititelu a durat numai o zi. Da, deși exact. Inițial a îndeplinit cerințele regulamentului și piesa lui Hello a fost acceptată în cursa pentru Eurovision, nu a trecut de preselecția de ieri. Vestea că a pierdut șansa de a intra în competiție a picat pentru Liviu ca un trăsnet, scriu cei de la Cancan. Bă, nu-i frumos, să vedem dacă pentru mine... Pe cuvântul meu. Dar e normal că fiecare, dar știi care e problema? Că măcar dacă nu te, dacă de la început nu ți-o primește, bă, nu ți-o primesc, dar ți-o primește, ți-o scoate șahul ăsta care se întâmplă aici, e toată chestia. Uite, clipul piesei e postat pe Cancan? Clip. Și asta n-am zis eu, adevărat n-am zis eu. Clipul piesei e postat pe Cancan? Da. Sau ce e asta? Clipul, adică nu clipul, că nu e că n-am făcut clipul, e piesa.
Uite ce oameni. Cum pot să scrii că am zis eu așa ceva? N-am zis-o, acolo n-am zis-o. A fost primul la voi, mi se gândesc. Dar poate mi-a dat seama, dar acolo n-am zis-o, că sunt conștient. Și că Liviu Hoțu e foc și pare din cauza faptului că a fost respins de jur din preselecțiile Eurovision. Manelistul se consideră discriminat și crede că eliminarea lui are legătură cu genul de muzică pe care îl cântă. Păi oricum nu a cântat gen Manele în piesă. Oricum eu nu renunț, voi participa și la anul viitor. Așa a pățit și Florin Salam în anul 2010, când a fost respins la concursul internațional, a spus Liviu. Pe de altă parte, Dan Manoliu, organizatorul concursului Eurovision de anul acesta, îl contrazice pe Cătălin și spune că nu are motiv să se considere discriminat, întrucât una dintre piesele de finală are influențe țigănești. Are influențe arăbești, cum are și piesa lui Sting. Băi, ziariștii lui Pește Prăjit, iertați-mă, colegii mei. Puțin, dar nu există muzica țigănească, nu e maneaua, domne, asta e tâmpenie. Dar și dacă avea... Maneaua vine de la turși, domne. Băi, uite ce ipocrizie. Și influențe turcești, nu, uite câtă ipocrizie au ce scrie. Una dintre piesele care au uitat în final. Băi, eu l-am întrebat pe Manoliu ăsta, pe nea Manoliu ăsta. Tu răspunde mie că știi că ești deștept. Scrie, a spus ăla că e țigănească? Da. Una dintre piesele, nu, el zice așa, una dintre piesele admise, deci nu a ta, este de origine romă, deci nu e adevărat nimic. El mi-a spus mie că piesa nu e, i-a zis, manea, nu. Adică nu, într-adevăr, e piesă bună. Aici a avut aplauze de la capatos. Și de la aplaudători. Ce scrie, mă? Ce scrie în ziar? Că e piesă de origine romă, de-aia l-a scos afară? E piesă de... Nu, mă, n-ai înțeles, tati. Nu. Ca să era discriminare, altă piesă. Erau niște style. Să știi că și asta, eu nu vreau să te întristez, dar e greu de demonstrat că te-au dat afară că ești manelist. Băi, asta deci știi tu, bănuiești tu. Dar ei ți-au dat niște note. Băi, nu vine să cred că trăim în România. Acel juriu ți-a dat niște note, lași tu, ai, Dumnezeu, nu ne-a plăcut nouă. Nu e artistică piesa. Băi, trăim în România, nu știu ce se întâmplă. Deci am ajuns într-un ultimul stagiu. Deci să fim discriminați. Vă spun cine e admis, în schimb, la Eurovision. Ia. Dintre cei cunoscuți. Tu știi? Cătălin Josan cu piesa Colmai. Băi, deci uite, ți-arăt pe telefonul meu. Dacă pot să focalizez puțin aici pe telefonul meu, să vedeți ceva. Dar zici, nu te mai enerva. Cătălin Josan ieri cu Aurelian Temișan au fost respinși. Ca să vedeți ce manevră. Ca să vedeți manevră adevărată. Uite aici. Uite tu că poate nu focalizează. Uite aici. Sunt pe locul 13. Liviu, Cătălin, Mititelu. Hello. Da. Da? Da. Hai să arăt ce altceva. Ah, mai jos, dar n-am pozat. Așa, mă rog, da, oricum ai văzut în ziare. Deci ieri a fost în ziare. Aurelian Temișan și Cătălin Josan au fost respinși. Eu singur mi-am făcut anexele, am semnat, am știut că am și o școală, am semnat anexele. Ei n-au semnat anexele că n-au știut, mă gândesc eu. Să depună la Uniune, ca da? Idee, da. Să depună la Uniune, oamenii, poate au fost obosiți, da. N-au semnat acolo și trebuia. Păi, acum vă că e admis. Acum da, păi acum da, că am ieșit eu și trebuia să mă locuiască cineva. Ai înțeles? Mamă. Ai înțeles? Trebuia să mă locuiască pe mine cineva. Eu după mintea mea aș închide acest. În fiecare an se întâmplă aceeași chestie. E sumi dintre alții. Mandinga, cu piesa Zaleila admisă. Manoliu, aseară la Capatos, mi-a spus în felul următor. Dom'le, păi sunt și alte piese. Că i-am spus eu, i-am pus o întrebare. Nu vă supărați. Dacă ar fi să câștig... Nu neapărat să intru, să reprezint România. Să intru la, să-mi dea nota asta, să câștigați. Azi aveam a doua zi fericită. V-ați supăra? Nu, că sunt și alte piese care... El. Că sunt și alte piese care sunt hituri de mult. Pe cum îți duci cu o piesă care e cunoscută deja? N-ai voie, nu te păi n-ai voie, dar ei așa au făcut. Prima audiție, mă, așa au făcut ei. Ei cine, domnule? Deci Mandinga s-a dus cu o piesă cunoscută. Păi o să-i resping, atunci va fi scandalul. Păi nu, uite, vezi că e respinsă tu, vezi tu acolo că e respinsă Mandinga? Zaleila, Zaleil, cum se cheamă. Nu știu, eu nu știu, n-am auzit de ea. Nici că eu n-ascult Mandinga. Mai e un... Frate, se fac manevre... Vicky Red e român, ăsta nu? Se fac manevre foarte mari. Vicky Red, cine e aia? Domnul Frese, să nu fi luat bani. Vreo șpagă, ceva. Bianca Purcălea, Electric Fest. Nu, am zis, Doamne ferește. În ghilimele, nu demonstrez. Anton, nu. Deci necunoscuți, Ana Mardare, o firmă. Nu, dar România se merge pe treaba asta, nu știi, în România, Ioana... Poc frumoși. Dacă spui, trebuie să probezi, Liviule. Nu, că... nu, am zis, mă, n-am acuzat, am zis ca idee. M-am zis eu părerea mea, nu?
Că zic eu cum e la România. În România se merge pe șpagă. Dar asta nu are importanță că nimeni care auzea nu auzit. E urât că ies, că se întâmplă. Aia o tipă cu două piese, Bianca Purcărea. Are două piese, văd. Mihai Alexandru. Părerea mea și sfatul meu este că trebuie să lupți și nu trebuie să cazi. Aceasta Ana Mardare e rudă cu Crina Mardare și are două piese. N-am auzit de cântăreață. Nu, sunt mulți acolo. Nu contează, bravo. Da, nu contează, sigur. Mă, ce se întâmplă? N-am treabă cu... Da, aș bravo, vrea să compar piesele, adică... Nu, de ce nu să fie nesimțit? Că zic eu, uite, ăsta să zicem, uite, cine? Loredana Căvășdat. Căvășdat. Așa, sau Valeriu Cataraga. Mă, nu contează. Bravo lor. Da, sigur, pe mine mă supără faptul noi că suntem juriu, pe mine mă supără, da, normal. Că eu cel puțin. La Eurovision. Și cum a spus eu aseară? El poate să spună. Auziți? Cui e juriu? Cum a spus eu aseară? Doamne ajută și Dumnezeu să fie juriu. Publicul trebuie să fie juriu la Eurovision. Publicul, frate. Publicul care înțelege, eu. Băi, pentru mine dacă n-ar fi publicul, publicul ăsta de aici care se uită la noi. Eu oricum sunt. Eu n-aș fi nimeni, spun eu. Că ăștia cântăresc. Ai dreptate, uite, scriu telespectatorii, melodia trupei Mandinga e cunoscută, eu am pe telefon de cel puțin o lună. Cum poți să mergi cu piesă de asta? Nu, păi de atunci vor fi eliminat. Păi vor fi ce? Te bagă... Nu, măi, Liviu! N-am s-a văzut că eram... Poate te bagă pe tine. Deci dacă piesa a fost auzită undeva, da, e parare mă locuiește pe mine, da. E scandal și mai mare. Și ce a făcut? Cătălin Josan cu Temișan nu și-a completat și a zis, n-au voie. A doua zi până la 9:30 să vă completați alea. Cum e mă așa să faci așa ceva? Și a acceptat. Și în locul lor am ieșit eu. În locul la 1 din 2. Bine, Temișan acum are o voce bună. Temișan cântă foarte frumos. Temișan cântă foarte frumos. Doamne, n-am zis nimic de voce. Băi, de voce, de voce. N-au respectat regulamentul, corect. N-au respectat regulamentul. Băi, eu cu Temișan sunt foarte buni prieteni. Eram la Brașov, iar eu impresar de la... La mine de la Brașov, impresar lui. Da. Deci suntem chiar prieteni buni. Dar nu, eu n-am nimic cu omul. Eu mă refer la... La ceea ce s-a întâmplat. Dar mai zi-mi cine a mai fost în juriu, afară de Capatos. Mă, Capatos n-a fost în juriu, ce ai nimic? Așa ai zis, că a fost și el în juriu la și a auzit Capatos în emisiune, a fost la Capatos în emisiune, mă. Acum de an Capatos a fost în juriu Eurovision. Nu știu, bravo lui, și adică cum, ce ca... Măi, Capatos, care știi că nu e cu invitați de manele, cu invitați de manele și cu invitați de... A zis Liviule, frate, bravo, frate. Mi-a zis așa, sunt altceva. Stai mă, Liviu, puțin. Majoritarii sunt compozitori, dar există și ziariști și critici de muzică și știi? Și acum vreo 2 ani a fost și Capatos în juriu. De-aia am întrebat. Dar Capatos cântă? Te întreb și eu. Nu, știu că nu. O întrebare întrebătoare. Serghei, scuză-mă cât de dragi. Dar e public, nu? Cântă Capatos? Nu ne luăm de dancă, pe nu. Păi nu mă, eu mă refer cu adevărat vorbim, că ei nu se supără pe mine, că noi vorbim adevărat. Capatos cântă? Ce caut? Înseamnă că tot juriul ăla de la Eurovision, înseamnă că toți n-au nicio treabă cu muzica. Păi ce căutați mă voi acolo? Voi ce căutați acolo, la Eurovision? N-aveți mă nicio treabă voi. Voi duceți-mă la săpat, la porumb, la altceva. Ce căutați voi? Voi păpile, palea, ce frumos e asta, mă, hai să-l punem pe ăsta. Dacă nu... Băi, acuz? Pentru că știu ce e România asta. Eu știu ce e în România. Ia zi România, m-a zăpăcit. Eurovisionul. Eu știu ce e Eurovisionul. Adevărul e că în ultimii 5 ani... Hai mă, ce dracu, mă. Băi, la Brit ai Good Talent am început... And no sunshine when she's gone. S-a ridicat în picioare un mulatru și a făcut... Wow, wow, wonderful! Cum vorbesc eu, wonderful. Și mi-a zis, accepted. Și a făcut așa, ștampilă. Hai mă, cercă-ți ia sosul o altă masă, las-o dracu, să sparge. Soso, te pup, I love you, very much. O seară nebună, greu de ce. Băga și pe publicitate, hai. Pe bune. 6 TV, atât de rău că doar la 6 TV avem publicitate exclusivă. Hai. Atâta ținem la tine, să mergem, să bem un cafea. Rău de, stai că nu ieșim în nicio pauză. Ne-am întors pentru ultimele 10 minute. Suntem de mult, da, hai. Suntem de mult, nu suntem de mult, nu știm. Cu Liviu Guță tot încercăm și eu și Serghei să-l mai temperăm așa pe pauză. Mă, m-a liniștit că nu sunt panoramă. Sunt... E foarte frustrant, cred, o muncă, supărat, niște bani investiți, o piesă atât de frumoasă. Mă, dă-i dracu de bani, nu e vorba de bani, că nu banii fac pe noi. E vorba de caracterul unor oameni. Înțelegi? Da. De simțul lor așa de... Zim cât ești de hotărât totuși cu Bruxelles ăsta. Și cum suntem noi în... Și cu datul judecată. Știi cum suntem noi în România asta?
Dacă, exact ca și cum, la noi nu e președintele Băsescu, la noi e Hitler. Cam așa ar veni, știi? Dar nu, dar nu ca pe comparație, adică băi, n-ai înțeles ce vreau să zic. Poate nu știu eu să mă pronunț, dar mă refer la faptul că discriminarea asta mă enervează mult de tot. Maneliști, țigani... Da, mă, dar asta nu face președintele. Acum eu mă, dar zic și una că nu mă pricep, eu sunt mai afon, așa. Eu nu sunt partizanul niciunui președinte, dar nu pot să spui că are vreo legătură președintele cu... Aici este o mafia... Dar președinte, de ce nu face ceva? Pentru că nu cred că... Dar tu, Băsescu, de ce nu faci ceva? Nu că tu ești Băsescu, ești președinte României. Nu cred că se uită în la asemenea chestii, nu. Să facă Eurovizionul când țara Eurovizion. Mă, lasă să facem Băsescu Eurovizionul, când nu știu la muzică. Să facă Eurovizionul. Să faceți, mă, ceva, băi, discriminarea, ce dracu, nu faceți nimic în România asta? Discriminarea trebuie să facă. Președintele nu are treabă cu Eurovizionul, are treabă mai... Are, băi, la zi Ceaușescu. Deși eu cred Băsescu, că tot cu Escu e. Liviu, eu nu, cred că legătură. Auzi, eu conștientizez culturii și astea care sunt, mă. Ascultă-mă că vă contra. Piesa oficial ți-a fost respinsă pentru că mi-am trunit punctajul necesar. Doamne, nu, mă, nu n-ai înțeles. Că sunt manelist. Dar nu e motivă, adică oficial. Băi, e 100%, mă, dacă nu mi-a dat punctajul. Cum demonstrezi? Că nu mi-a dat punctajul, la toată lumea a dat punctajul. Și mă, acum, păi faci el din cap, 3. Păi, faci din hârtie până mâine. Păi, eu sunt sigură ce că... Drag. Cum demonstrezi? Păi câte manevre să... Eu cum demonstrez? Păi cum demonstrează că îmi dă mie punctele? A? Păi probabil acolo sunt... Sergei, cum îmi demonstrează el când îmi dă mie punctele? Eu țin cu tine, dar e problema că trebuie să... Nu trebuie să ții cu nimeni, ține cu ce vrei tu. Eu nu țin cu tine. Tu ții cu dreptatea, ok, să rămână. Păi nu, chiar dacă n-am mai ce drag, vrei să fim... Nu. Ce fratele nostru, nu? Păi n-am cum să nu țin cu tine. Dar suntem obiective aici, deci pe bune piese... Clicul scrie că am zis eu că o România de rahat. Eu am zis, chiar n-am zis, a voi au mi-a spus. Au preluat de la noi chestia asta? Nu există, mă, să preluat de la voi. Păi, cum, de ce nu există să preluat de la noi? Nu există, pentru că am vorbit eu la telefon cu Capatos și Capatos e cu Clicul, că nu e cu Cancan. Nu, Capatos e cu Libertatea Revinos, nu mai e cu Clicul de mult, cu atacă pe meme, nu? De eu n-am zis, da, deci aici... de la noi, dar eu nu... Bine, poate nu... Uite aici, România e de rahat, am fost discriminat. Da, dar n-am zis eu chestia asta, am zis aici la voi în emisiune, dar am zis poate fără să-mi dau seama. România, am văzut că e Eurovision de rahat. Și eu mai zic o dată. Ba da, eu cred, e problema de la noi din emisiune, nu citeam. Eurovisionul în România este de rahat. O mai zic o dată, dar nu România. Colegii de la Click au preluat de la noi cu siguranță, acum a intrat materialul. Bine, bravo lor. Liviu Guță e foc și pară din cauza faptului că a fost respins de juriu. Manelistul se consideră discriminat. Care manelist, bă? Băi, ești artist! Alo! Crede că băi, sunt artistul, Clicule! Zic Clicule! Bă, creația ai dracu de frumos, eu sunt artist, nu sunt manelist. A, ei citează și Antena 1, că ai spus una din piesele care au intrat în finală, îl citează pe Manoliu. Păi vezi, n-ai, Manoliu nu a intrat aici. Păi, și tu ai spus n-am la Capatos, n-am zis, uite, dă, să-mi dea înregistrare. Păi, nu se există înregistrarea pe net, în fine. N-am zis România, am zis Euro. Oricum, băi, nu mai ataca zis. România, până la urmă, că... Mă, mă lași cu România, că n-am, poate nu mi-am dat seama. Hai da, Euroviziunea o face televiziunea națională, nu? Aia altceva. A, acum am mai scot eu, poate să mă analiz și nu mi-am dat seama. Ce, maneliștii păi sunt... Păi da, sunt mai încurți, nu știi? Păi să mănâncă, să se culcă, să ce frumoase fetele, nu știi? Mă spun și acum. Nu, nu cred, adică eu cunosc mulți. Eu nu știu, mă, cea mai tare. Eu nu știu să vorbesc. Hai să ne distrăm și ne distrăm. Hai să ne distrăm. Distrăm. Da. Da, mă, frate, lasă-mă în pace. Ce să fac? Asta este. Mie îmi pare rău că câteodată să mă rog, dacă te uite, te încheiem, cât îmi pare rău că toate către concluzia. Știi că trăim în România? Îți dau una peste cap? Dă-mi peste ce. Că trăim în România. Vorba lui Badea, știi? Și asta ne ocupă tot timpul. Mie nu-mi pare rău că trăiesc în România. Dar o să le demonstrez. Eu cred că o să le demonstrez. Alo! Mișoara, o să le demonstrez tuturor românilor, țării mele care datorită ei am ajuns cine sunt, că eu voi fi la British Got Talent. Got Talent. Și le... Ca să fiu și British eu. Got Talent. Și le voi demonstra că acolo voi fi iubit de engleși și voi veni în România cu noutăți. Dar stai puțin că nu românii te-au iubit aici, mai te-au iubit un juriu și o... Care juriu, tată? Bă, care este tu? Juriu văcari. Domnule, dar nu există... Mă n-auzi, văcari. Că românii dacă nu te iubesc... Vorbă lăutărească. Juriu văcari. Dar trebuie să fie public acest juriu. Uite, eu intru acum pe site-ul tău. În afară de alte persoane. Nu dat afară, mă. Ce nu publicul, tată, juriu. Juriu, ce tot o împingem atât? Păi nu, juriu, și ce a făcut? A luat CD-ul meu, iau-te CD-ul meu. Asta e CD-ul meu, da? L-a pus aici,
A ascultat piesa înainte. Deci Sergei. Nu românii, românii te-au zis. Mă, Sergei! Nu făceai performanța asta în România dacă te iubeau românii. Mă, nebunule, ascultă-mă și pe mine. Ăștia au băgat CD-ul înainte să fiu numărul 13. Aproape 3. Și a zis, asta dăm afară. S-au întrunit ei și a zis, băi, Manele, ne face de rahat. Nu băgăm pe ăsta, mă, că e manelist, dă-l dracu de aici, hai să scoatem. Și-a aruncat clopotul ăsta până încolo în capăt. Liviu. Și-a căzut jos. Este ca clopotul. Ai înțeles? Cam așa e România. Nu m-am luat nu pe mine România, cu... Nu e România, e în acest concurs, care nu are legătură, spun de-o mie de ori. Eu zic de România că e Eurovision în România. Eu, poate de-aia de acolo îmi vine cu România. Dar nu ți-a dat publicul... Păi nu, păi da, poate da, public... Ajut, bine, poate da. Publicul te lăsa. Mă, lasă-mă, și Sergei, și pe mine că sunt zăpăcit acum. Păi te ajut ca să spui bine, ce hai că mi se din cap cu România. Eurovizionul ăsta de așa, rahat. Ce jurul care a stat afară. Că poate dacă melodia o cânta, poate publicul te trecea. Eu văd o poză pe site-ul televiziunii, din păcate nu găsesc, că nu fac public nicăieri. Păi n-au cum. Din fotografie recunosc doar pe Mateo. Deci interpretul de muzică Mateo. Alt prieten de-a meu. Bun. Și cam atât. Dă microfonul că-l spargi. Ia, că Mateo e bun sau nu e bun? E bun, frate, Mateo. Dar e și bea cu minte. Adică și pe care eu caracter. Recunosc. Poate din spate, nu știu dacă domnul... Eu sunt prieten așa, sunt prieten cu Connector, cu Mike, cu Tom Boxer, cu toată asta lumea. Dar unde ai făcut melodia asta? La un băiat al treilea, că nu mai știu numele, nu al doilea. Dacă, bă, nu spune că nu vrea să spună, la un compozitor extraordinar de celebru, care a scos nu știu câte hit. Ah, dacă scrie acolo pe fișa aia care a completat, dacă scria Marius Moga, eram mâine, pe 10 martie, eram pe Eurovision, cântam. Da, nu îmi pare rău, frate, acum lăsăm gluma deoparte, lăsăm Caterinca și cearta în ghilimele, dar vă spun un singur lucru, dragi români, îmi pare rău că juriu nu m-a ales, nu pe mine să concurez și eu în acest... Vi se pare normal să nu fie public juriu? Să nu știm din cine ai format? Că tot din banii noștri sunt plătiți. Păi s-a scos tot când am apărut eu. Nu, uite aici poze. S-a schimbat istoria când am apărut eu pe... Deci eu văd aici niște poze, nu-i cunosc pe oamenii ăștia. Să mă ierte Dumnezeu. Deci da. Nici nu sunt din muzică, dar totuși... Deci eu am făcut nu știu, locuimă, nu pot să mă pronunț la ceva ce nu, ceea ce nu știu. Mă, Sergei, eu eram la... Băi, Sergei, ești nebun, tu ești fratele meu, da, fii atent. Da, tu știi, juriu. Fii atent aici, să ai spus și lângă tine aici. Fii atent. Deci eu eram acolo, numărul 13. Cu ghinion sau fără ghinion, era numărul 13. A fost cu ghinion? Da, a fost cu ghinion. Eu cred că o să rup cu piesa asta, intră pe radiouri, eu îți garantez. Ascultă-mă puțin, că fac un videoclip și o promovez eu. Și la voi, la 6 TV, pentru că meritați, pentru că voi ați fost lângă mine mereu. Fii atent. Eu am fost înlocuit, de fapt, nu știi. Cum să permiți la un om, dacă eu, vine un Ion Vasile și te scot, că n-ai completat la bine, că așa e concursul. Au dat, am citit acum, au prelungit termenul până astăzi la prânz. Ca să se înscrie și ca să se înscrie și altă manevră. Păi manevră, frate, asta, cum se scrie? Dacă n-ai avut, da. N-ai avut, dă-te, Doamne iartă, mă, pleacă acasă, culcă-te. Nu mai am nici ăla. Cântă la belul astea. Pe cum să mai scriu o dată? Păi așa fac și eu. Ah, păi pe mine nu m-a acceptat dacă mă făceam așa. Păi nu te-a acceptat. Că îți căutau așa, Miditelu, Liviu, Cătălin, pe Google, pe Google, Google, pe Google. Căutau, uite, și apărea așa. Miditelu Liviu Cătălin, născut în 14 iunie 1979. Asta e Liviu Guță. Dă-te, dracu, ieși. Dar tu puteai să-ți dea nume? Eu? Da. Ce să dau? Steven Seagal, îi băteam pe toți. Nu mă puteai să dai ca să-i păcălești? Nu aveai cum. Te păi n-aveai cum, că era buletinul acolo pe față. Am făcut... Buletin. Și am făcut și alt dracu. Era buletin. Auzi, am făcut și alt dracu. Am făcut și eu pe buletinul, am tras pe Xerox, până ăsta, prin imprimantă. Atât l-am făcut foaia. Deci, atât am făcut buletinul, A4. Deci te-ar singur. Puteam să fac și mai mic, așa, cât copilul în minune, uite așa. Dar n-a mers. Da. A fost pe moment, a fost în viteză. Ce să zic, Livin? Că-mi pare rău. Băi, eu o să mă duc la, că îmi spuneai și nu am uitat, o să mă la Bruxelles. Pe cuvântul meu de nu mă duc. Ești hotărât. Da, dar hotărât. Trebuie să demonstrezi această discriminare. Păi ia, mă, am... Cum mă întreb să-mi demonstrez? Ce ai? Nu știu, eu mă întreb cam cum. Așa nu demonstrez doar eu. Să spun că au prelungit aia, că nu făcut semnasele, că au prelungit aia, să semneze, adică să... Mă, dar nu poți să demonstrezi numai tu cu Eurovisionul. Discriminări din România. Păi vezi să intru pe Cancan sau pe Libertatea sau pe Click sau pe ce vrei tu. Și să vezi ce țigan borâți, jegoși, să vă moară copiii, să vă moară... Pe cum o să faci așa ceva? Hai mă, ce dracu, ți-a duc clopotul? Nu mi-a dus niciun clopot, că oricum... Da, ascultă-mi melodia. Ia uite, a vorbit Dumnezeu, ai auzit?
Noapte bună, ba, ne repetăm mâine seară. Am avut parte în seara asta de un Liviu Guță supărat. Duminică, uitați-vă la Doru Pârv de la 17:30 și noapte bună, mai ascultăm piesa o dată și ne întâlnim mâine. Ce treacă, mă, Daudu? Hello. You feel trouble in the night, and then nothing can be right in this world. But I know you will have another life with the children of the light. I know, you know. You feel trouble in the night, and then nothing can be right in this world. But I know you will have another life with the children of the light. I know, say hello every time you're ready for the world. Yeah, you know every time you're ready for the world. Trouble in the night, and then nothing can be right in this world. But I know you will have another life with the children of the light.